Astăzi o să lucrăm la alfabetul ștrengărel. Și avem litera E din I. Bravo! Și avem un text, da? Sus pe cerul înstelat, împăratul a încercat să învețe într-o noapte despre stele îndepărtate. Și avem punctul 1, da? Încercuiește litera Î mic și Î mare din versurile de mai sus și din cuvintele care denumesc imaginile. Hai să vedem. Stai o leacă încă, eu trebuie să te verific, da? Așa, deci ce avem? Învățătoare. Da. Înghețată. Da. Înnotat și un fla... Înnotător. Înnotător? Da. Și un... Înger. Înger? Da. Să zici că îngerii te veghează când dormi, da? Ai răbdare, că n-am terminat cu linia asta. Colorează cum îți place litera Î mic și Î mare. Hai să vedem cum îi plac lui Giulie să coloreze. Da? Ham.
cred că-i pompier. Este hot cu tapă. Nu cred că-i... Una schimbă. Și rapid ai desenat. Dar, ai desenat rapid, dar te rog, nu mai depăși. Din cauza că nu eu țin cont de asta, doamna învățătoare, să uită foarte atent dacă ai depășit sau nu, da? De viitor învață să ții conturul, da? Ok. Deci e foarte important să nu depășim, da? Hai să vedem. Colorează bulina care corespunde sunetului Î din denumirea fiecărei imagini. Trasează conturul literelor și colorează-le pe cele cu chip. Ghiți ce avem aici? Rege. Să mai zici și altfel la imaginea aia. Nu știu de la tot. Împărat. Împărat? Da. Unde auzim sunetul Î? Aici. Așa. Prima. Cum? Prima. Bravo! Ne spunem tare să auzim, da? Bă. Nu, Julie, noi suntem la Î, nu la Î, da? La final o să scriem cuvintele, da? Da. Ce avem următoarea? Daddy. Am zis și mai înainte. Un nu, e un înger, Juri. E reprezentat de obicei la biserică, da? Cum e și la colindul nostru. Îngerii din cer coboară, da? Așa. Da, așa multe litere are cuvântul învățătoare. Hai să vedem unde avem sunetul. Așa. Încercuiem și după aia încercăm să scriem cuvintele, da? Haide, ne luăm pixulețul. Ne speriem la cuvintele cu multe litere, da? Hai să vedem împărat. Care e prima literă? Haideți să despărțim în silabii mai întâi, da? Lăsăm pixul jos, te rog. Haideți să... Ra. Hai. Împărat. Așa, ai zis foarte bine. Îm, da? Îm. Te rog frumos să-mi bagi bețele în ochi. Avem după aia înger, da? Haideți să-l despărțim în silabii. Înger? Da, înger. Hai. Înger? Înger. Câte silabe are? Două. Așa. Hai. Învățătoare. Învățătoare. Câte silabe are? Cinci. Cum? Cinci. Bravo! Nu știu dacă ai memorat în cap sau dacă... Nu, 5. Sau dacă te-ai uitat aici, dacă observi, este o leacă de spațiu la fiecare silabă, da? Haideți să scriem împărat, da? De ce e așa de lungă? Din cauza că o să încercăm să-l scriem. Haideți să scriem aici împărat, da? Am făcut-o. Haide. Împărat. Aud un Î. Da, am pus Î.
Da. Te rog frumos, stai frumos pe scaun și fii atentă la scris, da? Pă. Da. Uite așa. Da. Odina? Da. Așa, e ok, da? Nu îngroșăm, că putem să rupem foaia, da? Hai să scriem înger. Yeah. Haideți să despărțim, să vedem care e prima silabă. Am pus unul. În ger. Na. Așa. Încearcă să zici silabile mai tare ca să te auzi, da? Serios? Da. Așa vei auzi? Da. În ger. G. Bravo! Mă așteptam să nu-l zici. Haide să zicem silaba, da? Ră. E la final, mai este încă o literă, da? Dar lasă o leacă de spațiu și pui litera care ai găsit-o, da? E ca la un rebus, da? Încercăm să descoperim literele din acel cuvânt, da? Ce? Bravo! Bravo, bravo, bravo! Foarte bine! Bravo! A. Ei? A. Î, da? Da. Nu iai, î. Știu, dar... A. Î. În. Nu? Așa. Gele, te rog frumos, zi silabile, că altfel n-ai să te auzi. Sora ta ascult din indiană. Ce faci, măi, ascult și indiană? Ce ai mai descoperit? An. V. Co? V? Da. În V. Te rog frumos, scrie literele aceeași dimensiuni, da? Ca să ne încapă cuvântul. În V. Bravo. Hei! Căciulița în sus, ăla-i tot. Da? Î din A. Deci, ă-ui cu căciulița în sus, serios? Da? Serios, fii atentă. A, V, Ț. Ț? Da. Aici? Nu, ăla-i eu. Ț. Tă din Ț. Tă cu virguliță, da? Tă din Ț. V-ță-a-ță-n-v-ță.
să... A? Bravo! Tot cu căciulița în sus? Da. Învăță-toa... Aici? Da, toa. Toa. E la final, mai încearcă. Toa. Tă. Da. E aici? Da, hai. Învăță. Ei, toa. Toa? Da. A. Mai este încă o literă. Toa. 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 O. O era. Toa. Și după începea. Da. Așa. Învăță toa. Re. R. Da. Poate să aibă câte da, ore de, da. De aceea da. Învăță toa re. E. Bravo. Adică tot timpul se ascundea E. Trasează conturul literelor și colorează-le pe cele cu chip. Orice culoare. Nu contează, nu zici culoarea, da? La alea facem o leacă cu carioca? Pasăm da. Conturul? De ce are și bara asta? Așa, să mai faci la I, da? Bara. Încă-i amic? Nu contează și la U mare, tot s-o fac cu bara, dar inițial când faci, să faci o linie și căciulița aia, ca un fel de triunghi. Hai că e binișor. Se vede așa de tot. Hai să le colorăm pe cele cu chip, da? Jingle bell, jingle. Hai de-i colorăm, da? Deci, into the snow. Nu? Da. Fii atentă. E, când termini de colora literele cu chip, colorezi și partea de aici, da? Îl faci pe împărat cu ce culoare vrei tu. A, care-i? Împăratul. Hai. La împăratul din povestea aia care îi făcea haine un croitor și că încolo trebuia să-i facă niște haine invizibile, dar împăratul a ieșit în mulțime în nimic. Fundul gol. Nu? Da. Înseamnă că l-a păcălit? Da. Deci după ce termin, am văzut, da?
mama, mâine sau acum? Puneți bețe de la locul lor, să scoateți toate floricelile alea de pe bețe, da? Ca să putem să închidem cutia, da? Serios? Da? Da. Ok. That's my heart.
Da. Ia să vedem ce am făcut Giulic. Oh, hai că e bine, bravo.